Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre infecții respiratorii cu doamna dr. Corina Câlcic, medic pediatru Sanador. Bun venit, doamna doctor! Bine v-am regăsit! Subiect de sezon, anotimpul infecțiilor respiratorii, putem spune așa. Ce sunt infecțiile respiratorii, doamna doctor? De câte feluri pot fi? Cum le recunoaștem? Într-adevăr, este anotimpul infecțiilor respiratorii. Sunt de mai multe tipuri. În primul rând că pot fi ale căilor aeriene superioare, așa cum le știe lumea, un simplu roșu în gât, dar pot fi și infecții care sunt ale căilor aeriene inferioare. Cel mai des în această perioadă sunt infecțiile virale, dar nu sunt excluse inclusiv infecții bacteriene, atât la vârste mici cât și la vârste mari. Colectivitatea este de altfel un factor favorizant al infecțiilor, atât virale cât și bacteriene. Trebuie să știm că o colectivitate nu înseamnă neapărat numai grădiniță, școală, liceu și așa mai departe. Colectivitate poate să însemne și un spațiu închis unde se întâlnesc eventual mai multe persoane, chiar și copii mai mulți, și atunci transmiterea fiind practic de la o persoană la alta, prin picături care apar în respirație, apar chiar și la vorbire uneori. Nu mai vorbim că sunt mult mai frecvente în momentul în care este strănut, rinoree, adică îi curge nasul persoanei respective sau chiar tuse, răspândirea este și mai frecvent. Deci iată că se răspândesc și se iau foarte ușor. Se iau foarte ușor. Tocmai de aceea trebuie să știm că și perioada de incubație la unele dintre ele este o perioadă scurtă. Deci expunerea este foarte mare și rapidă. Nu trebuie să ne mirăm că în câteva zile un copil are deja simptome ale unei așa zise răceli. Ne putem proteja în vreun fel da, pe noi adulți, corect, dar mai ales pe cei mici. Este o întrebare noștri foarte corectă, că într-adevăr primul lucru putem să ne protejăm și prima protecție este să ne ferim de persoanele pe care le vedem că sunt bolnave, deci au acea rinoree, le curge nasul, strănută, tușesc mai frecvent. Ochii înlăcrimați. Ochii înlăcrimați, da. Cu cât suntem mai aproape de ei, șansa de a lua boala este mai mare. Și o altă modalitate este să ne spălăm foarte frecvent mâinile, pentru că dacă o persoană a apucat, să zicem că n-a folosit batista de unică folosință și a dus corect, de altfel, mâna la nas și la gură în momentul în care s-a produs strănutul sau tusea, riscul ca acea mână să fie cu infecție, da, este mare și atunci, atingând un alt obiect, o persoană care vine ulterior, se poate îmbolnăvi. Da, cred foarte corect. Ați spus deja și legat de manifestări, nas care curge, strănut, tuse, ochii înlăcrimați, apare și febra? Da, asta era un alt lucru care se poate într-adevăr asocia și care de cele mai multe ori sperie părinții, este că simptomele precizate mai devreme se pot însoți și de febră. Febra este ca și tusea de altfel, un mecanism de apărare și trebuie luată în considerare. Sunt multe viroze care sunt însoțite de febră, deci nu înseamnă neapărat o febră că este infecție bacteriană. De aceea și urmărirea, deci examenul clinic este foarte important, deci a ajunge la medic este foarte important și nu numai a ajunge la medic. De ce? Pentru că medicul de fapt va hotărâ ce tratament va fi de urmat. Nu orice infecție neapărat trebuie tratată cu antibiotic, nu neapărat orice febră este de tratat. Cu antitermic. Oricum cu antitermic și antitermicul este rezervat numai în anumite situații. Și când spunem febră, doamna doctor, la ce valoare ne gândim? Febră, și mai ales la copii, când ne alarmăm? Corect, și aici este. De alarmă, în primul rând, febra este la copilul foarte mic, deci nou născut, sugar, și copilul până în vârsta de 3 ani, când sunt și imprevizibili sau mai au și alte fenomene care se pot asocia, și febra la vârstă mai mare este considerată dincolo de 38,2, 38,3 și în situația în care nu se hidratează suficient. Și la cei mici, la bebeluși? La cei mici, o febră de 38,5, 38,7 este totuși de alarmă și constantă febra. Bun.
ce tratament încercăm până ajungem la medic sau cel mai bine ar fi să mergem direct cu micuțul la medic, cum ne sfătuiți? Este corect de acționat în situația în care are febră să îi administrez funcție de febră, cum spuneam mai devreme, un antitermic, iar dacă este antiviral, pur și simplu nu introduc nimic deosebit, dar medicul va stabili ulterior dacă cumva pe lângă viroză se asociază și infecție bacteriană și necesită tratament mai îndelungat. Ne dăm seama că este viroză, că este ceva viral sau ceva bacterian. Tocmai de aceea, în situația respectivă, medicul este cel care hotărăște care este conduită. Oricum am reținut că nu tratăm imediat cu antibiotic, în poate niciun că caz. Nici nu este util. Medicul este cel care decide. Exact. Bine ar fi să ajungem să consultăm și să vedem că urmăm tratamentul cel bun. Este foarte corect. Mulțumim pentru sfaturi, doamna și doctor, și vă așteptăm să reveniți. Rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.